Noile abecedare corespunzătoare, noi programe școlare în formă printată și digitală sunt împărțite în două volume aferente fiecărui semestru. Ajuns cu o întârziere de un semestru, manualul pentru semestrul 1 nu mai poate fi folosit de elevii de clasa 1. Varianta digitală, CD, este un auxiliar al manualului cu o serie de activități interactive care pot crește atractivitatea lecțiilor. Informațiile de pe CD nu sunt diferite față de cele care se găsesc în manuale în forma fizică. De la începutul anului școlar, elevii au învățat de pe manualele vechi sau de pe fișe realizate potrivit programei școlare. Manualele de comunicare în limba română pentru clasa 1 au sosit în cursul săptămânii trecute la depozitul de manuale al inspectoratului școlar. Este vorba de 7295 de manuale de la 6 edituri, care manuale au fost comandate în cursul lunii ianuarie. Ele încep să fie distribuite către unitățile de învățământ de astăzi și sperăm ca până vineri toate școlile să ajungă și să poată prelua aceste manuale de la depozitul de carte. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu spunea în ianuarie că toți elevii de clasa 1 vor începe semestrul al doilea cu manualul de comunicare în limba română pe bănci, după ce contestația depusă pentru abecedar a fost respinsă de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Din fericire am primit vestea că acea contestație care a fost depusă pentru abecedar în luna decembrie a fost respinsă. Vom putea avea în sfârșit abecedarul la începutul semestrului următor, declara în luna ianuarie ministrul Câmpeanu. Semestrul al doilea al anului școlar 2014-2015 a început luni, 9 februarie, însă noul abecedar nu a ajuns în toate școlile din România. Editorii au promis că, în cel mai scurt timp, manualele vor fi tipărite și direcționate către restul instituțiilor de învățământ. Cel puțin la Suceava, minunea s-a întâmplat acum și în această săptămână, noile abecedare vor ajunge pe băncile bobocilor.